Biserica de lemn Sfântul Nicolae a fost construită în satul Mislea, din comuna Cobia, în anul 1773. Ea a fost refăcută în anul 1831 și zugrăvită în anul 1857. La Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Mislea, pridvorul comunică prin latura de nord cu un colăcel, încăpere din scândură, unde la anumite zile se depun colacii și celelalte prinoase. Asemenea construcții mai sunt și la cele două biserici din Frasindeal, după cum arată deschiderile laterale suplimentare pe care le păstrează pridvoarele lor. Majoritatea locuitorilor sunt creștini ortodoxi și se roagă lui Dumnezeu în lăcașurile de cult, bine întreținute, în afara bisericilor de lemn, după cum urmează: Mănăstirea Cobia, Biserica Călugăreni, Biserica Cobiuța, Biserica Căpșuna, Biserica Mislea, Biserica Frasindeal. Biserica parohială din comuna Doicești, județul Dâmbovița, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, se află situată la poalele dealurilor subcarpatice, ce încep de la orașul Târgoviște, 8 km pe valea Ialomiței în sus, și stă la mijloc între satele Doicești și Dolani. Aici se află și ruinele palatului, pivnițelor și zidurilor curții domnești. Biserica e construită din cărămidă subțire, în formă de corabie, amintind de bisericile mici în formă dreptunghiulară. Această sfântă biserică cu hramul Nașterea Maicii Domnului, ce a servit cândva ca paraclis la curtea domnească din Doicești, este ctitoria lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Ea a fost terminată și târnosită la 20 septembrie în anul 1706, unde niciodată n-a fost nimic, după cum mărturisește pisania așezată deasupra ușii de la intrare. Naosul și pronaosul sunt despărțite printr-un zid masiv, cu o singură deschizătură la mijloc, la fel și tâmpla Sfântului Altar,
dar unde sunt lăsate trei goluri ca uși. În decursul anilor, din timp în timp, bisericii doicești s-au făcut mai multe consolidări și reparații, așa cum s-a întâmplat și în urma cutremurului din 1940, fără însă să îi se schimbe ceva din structura ei arhitecturală. Pictura e lucrată în frescă și se menține aceeași în ciuda amprentei timpului. Potrivit documentelor întocmite și aprobate de Comisia Monumentelor Istorice, pictura bisericii este una superioară în comparație cu altor biserici. Scenele biblice și figurile de sfinți sunt bogate și originale. Pictorii nu se cunosc, întrucât nu se găsește nimic semnat de ei, dar pictura lor s-a păstrat sporindu-și valoarea în decursul a 260 de ani. La Biserica Doicești, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, deși monument istoric, în afară de pictura în frescă și arhitectura epocii, din păcate, nu s-a mai păstrat nimic din mobilier sau obiecte de valoare. Către partea de apus a dealurilor Cobiei, a fost ridicată la începutul secolului al XIX-lea, în zilele preotului Micu, din bârne de stejar, pe temelie din lespezi de piatră, Biserica Sfânta Paraschiva, astăzi capelă de cimitir. Pridvorul bogat tratat, prin crearea celei de-a doua intrări pe latura de nord, este marcat de scara ce duce la clopotniță, iar peretele de est este tencuit și pictat. Biserica Sfânta Paraschiva a fost reparată și repictată în 1858 și în 1891, în timpul mitropolitului Nifon, când au fost refăcute bolțile semicilindrice ale navei și bolta de peste altar. Biserica Sfânta Paraschiva este pardosită cu blăni de stejari, tencuită interior și exterior pe plasă de șipci și nuiele. Planul este în formă de cruce, cu naosul lărgit, absida altarului poligonală, acoperiș de sită în pante repezi, turn clopotniță peste pridvor și streașină înfundată, ce se rotunjește în față. Învelitoarea de sită a fost refăcută prin grija doctorului Nicolae Sitescu, ce și-a remormântul în apropierea lăcașului.
Pe latura de sud se află scaunul de judecată, o bancă rezemată pe capetele tălpilor transversale. Altarul construit hexagonal are boltă sub formă de calotă și este în întregime pictat. Biserica a fost închisă cu Ordinul Sfintei Mitropolii în anul 1910. Comuna Cobia, străbătută de apele pârâului Cobiuța, oferă vizitatorilor o salbă de bisericuțe din lemn, toate datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, un adevărat regal pentru cunoscători. Religia la nivelul comunei este reprezentată de activitatea religioasă desfășurată de preoți în lăcașurile de cult existente, biserici de zid, biserici de lemn. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Șerebești se află pe teritoriul fostei comune Cobia de Sus, în satul Frasindeal, și a fost construită în jumătatea secolului al XVIII-lea spre a fi ferită din calea răufăcătorilor. Foarte interesant este decorul unora dintre pridvoarele alcătuite din stâlpi în formă de baluștri, executați la strung. Pridvoarele sunt decorate în partea superioară a fusului cu un motiv în zigzag, din grinzi decupate adânc cu fierăstrăul și cu bogate volute. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Șerebești are un plan dreptunghiular compus, având naosul lărgit în fiecare parte, cu 30-60 de centimetri față de pronaos, precum și bolta independentă deasupra naosului și pronaosului, care sunt despărțite printr-un perete plin. Așa arată biserica de lemn din Șerebești, ridicată în anul 1804.
mănăstirea Cobia cu hramul Sfântul Nicolae se află în comuna Cobia, la circa 10 km de orașul Găiești, în direcția est-nord-est. Biserica mănăstirii Cobia a fost construită de stolnicul Badea Bolosim între anii 1571 și 1572. După anul 1680 a fost reparată de pârvul Cantacuzino, iar în urma prăbușirii bolților bisericii, aceasta a fost restaurată în anul 1938. Restaurarea arhitecturii a continuat după anul 1988 cu refacerea turlelor, lucrare încheiată în 1996. Meșterii din țara românească a acelei vremi au reușit să construiască monumentala biserica mănăstirii Cobia cu materiale puțin pretențioase și costisitoare și cu mijloace tehnice simple. Interiorul bisericii are circa 14 metri lungime și 6 metri lățime. Altarul în plan este relativ mic și destul de înalt, ceea ce îi conferă o zveltețe plăcută. În partea de est, absida este perforată de o fereastră, iar spre nord are o mică nișă. Catapeteasma este din zid cu o grosime de circa 60 de centimetri, cu trei uși de legătură între altar și naos. Naosul are două abside laterale înguste și înalte, cu câte o fereastră în ax, susținând prin intermediul pandantivilor o turlă cilindrică. Biserica are patru turle și o plastică decorativă a fațadelor care ne amintesc de biserica mănăstirii Cotmeana, fiind placată exclusiv cu cărămidă aparent smălțuită și divers colorată. În exterior, pereții sunt decorați cu un șir de firide pe toată înălțimea fațadelor. Aceste firide sunt despărțite de pilaștri lați și se încheie de sus cu arce semicirculare, delimitează mici timpane tencuite, câteva dintre acestea păstrând încă urme de pictură veche. Insolitul bisericii cu hramul Sfântul Nicolae din Cobia, neașteptată și elegantă, strălucirea cromatică și grandoarea de program, în ciuda dimensiunilor, ca și precizia detaliilor constructive, multe de certă sorginte sud-dunăreană, ne îndeamnă să considerăm monumentul mai mult în contextul cultural larg al epocii și mai puțin în sine, ca pe o creație absolută, în ciuda originalității și grației de care dă dovadă.